Departamentul de licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal a dat sentința. În urma scandalului scat în jurul eligibilității licenței primite de formația de pe BEGA, principalele beneficiare în urma acestei decizii de retragere a acesteia sunt Vasluiul și Gazmetan Mediaș, formații ce au urcat câte o treaptă în clasament. Pentru timișoreni, veștile nu sunt bune, dar Vasluiul este în sărbătoare. Va evolua în preliminariile Ligii Campionilor, în timp ce Gazului Pustai va merge în Europa League. Chiar dacă s-a stipulat clar că cele două formații vor retrograda, conform unor surse din cadrul FRF, FC Timișoara și Gloria Bistrița ar putea rămâne în prima ligă. Asta în cazul în care membrii Comitetului Executiv al FRF, care au atribuții în acest sens, vor face o excepție. Timișoarenii însă nu vor mai putea participa în cupele europene. Un singur lucru este cert, Vasluiul se pregătește de Champions League.